Vom citi cuvântul Domnului care se găsește scris în Neemia, capitolul 1, versetul 3. Ei mi-au răspuns, cei ce mai sunt din robie sunt acolo în țară în cea mai mare nenorocire și ocară. Zidurile Ierusalimului sunt dărâmate și porțile sunt arse de foc. Capitolul 2, versetul 17. Le-am zis atunci, vedeți starea nenorocită în care suntem? Ierusalimul este dărâmat și porțile sunt arse de foc. Veniți să zidim iarăși zidul Ierusalimului și să nu mai fim de ocară. Și ultima parte a versetului 18, ei au zis să ne sculăm și să zidim și s-au întărit în această hotărâre bună. Amin. Vă rog să ocupați locurile. Mulțumesc bunului Dumnezeu că ne-a dat harul să fim împreună în această zi, împreună cu soția și cu Daniel. Mulțumim fratelui pastor Apolzan pentru că ne-a dat această ocazie să vă împărtășim cuvântul lui Dumnezeu și fratelui Păbălaie. De asemenea, fratelui care a cedat locul în seara asta, mi-închipui că aveți program și... Țin minte când și eu eram pe program și veneau alții să predice, însă roata se învârte, nu-i așa? Dăm o loc la alții, alții ne dau loc nou și așa funcționează. Pilat l-a întrebat pe Iisus, ești tu împărat? La care Domnul Iisus a spus, da, eu sunt împărat și eu pentru asta m-am născut, pentru că sunt împărat. Tu știi ce ești? În seara asta mă adresez împăraților și reginelor. Am descoperit din cuvântul Domnului că și noi am fost creați să fim împărați și împărătese sau regine. Dacă n-ai știut, asta spune cuvântul Domnului. Biblia nu este o carte de religie. Ci Biblia este constituția unei împărății. Această carte este despre un împărat, despre o împărăție și despre o familie regală. Și această familie regală suntem noi, oamenii. Scopul inițial al lui Dumnezeu, din totdeauna, din veșnicie, a fost să-și extindă împărăția lui cerească, invizibilă, pe planeta noastră numită Pământ. Aceasta a fost dorința lui Dumnezeu și ca să facă lucrul acesta, ne-a făcut pe noi, l-a făcut pe om, ca prin om el să stăpânească planeta aceasta. Acesta este scopul original al lui Dumnezeu. Și ăsta nu se schimbă niciodată. Este veșnic același. Nici diavolul, nici păcatul, nimeni și nimic nu poate să denatureze scopul lui Dumnezeu. Dar ce a fost denaturat a fost planul lui Dumnezeu. Planul a fost compromis. După cum bine știm toți ce s-a întâmplat cu omul în grădina Eden. Nu la multă vreme după ce Dumnezeu l-a creat pe om, spune că a făcut o grădină și l-a așezat pe om în Eden, i-a dat porunca să păzească grădina, să lucreze grădina și să întrețină grădina. Pe urmă, i-a făcut un ajutor potrivit pe regină, la împărat, să-l ajute să împărățească. Însă, în Genesa 3:6 spune cuvântul Domnului că femeia a privit, a poftit, a luat, a mâncat și a dat și bărbatului ei și a mâncat din pomul cunoștinței binelui și răului și Dumnezeu i-a scos afară din grădină. Și așa a apărut moartea în lumea noastră. Însă Dumnezeu nu s-a oprit acolo și n-a fost intimidat de faptul că a trebuit El care l-a pus pe om, l-a creat pe om în primul rând, ca prin El să-și extindă împărăția Lui invizibilă, veșnică, pe pământul acesta, da? Acum omul a trebuit să fie scos afară din prezența lui Dumnezeu, din Eden. Și timp de 4.000 de ani, Dumnezeu a așteptat
să poată să-l restaureze pe omul acesta care a căzut din poziția lui de a împărăți pentru Dumnezeu pe planeta aceasta. M-am întrebat de ce n-a venit Iisus Hristos să-l mântuiască pe om la 6 zile după ce a păcătuit Adam. De ce nu l-a mântuit când i-a spus lui Noe să-și facă o corabie, că va nimici lumea prin potop? De ce n-a venit Iisus Hristos la turnul Babel să clarifice niște probleme acolo? De ce n-a venit Iisus Hristos pe vremea lui Moise? De ce n-a venit Iisus Hristos pe vremea împăratului David, când epoca era de aur? De ce a așteptat 4.000 de ani ca să vină? 7 lucruri trebuiesc menționate cu privire la împărăție. În primul rând, împărăția a fost inițiată de Dumnezeu de la întemeierea lumii. În Matei 24 spune, veniți binecuvântați Tatălui meu, de moșteniți ce? Împărăția care a fost pregătită de cât timp? De la înainte de întemeierea lumii. Deci foarte important să vedem care e scopul lui Dumnezeu. Scopul lui Dumnezeu este să-și extindă împărăția lui cerească pe pământul nostru veșnic. Ăsta e scopul lui Dumnezeu. Chiar dacă până acolo trebuie să meargă să facă un alt pământ nou, dar tot nu schimbă scopul. Și spune că va fi un cer nou și un pământ nou. Și el va împărăți împreună cu oamenii. De aceea îl numește împăratul cui? Împăraților. Despre noi e vorba, despre familia regală. Și domnul cui? Domnul domnilor, despre voi e vorba. Împărăția a fost inițiată înainte de întemeierea lumii, a fost denaturată prin căderea și prin ispitirea omului în grădină. 4.000 de ani, omenirea a fost în perioada aceea de așteptare ca să fie restaurată această împărăție. Și Domnul Iisus Hristos, să vedem de ce sărbătorim Paștele, a venit să restaureze împărăția pe care Adam a pierdut-o în grădina Eden când a păcătuit. De 2000 de ani deja noi trebuia biserica să revendicăm împărăția. Pentru că în Matei 5:3 spune, ferice de cei săraci în duh, căci a lor este împărăția, nu va fi, ci deja este. De 2000 de ani e a noastră. Știți ce e tragic? E foarte tragic să ai un lucru de valoare în posesie și nu știi ce să faci cu el. Să nu-i cunoști scopul și să nu știi ce să faci cu el. Ca și unul care ar avea o mașină, cineva îi dă cadou o mașină, un Lamborghini. Acum, cred că tinerii știu despre ce vorbesc. Dar să n-aibă carnet de șofer. Imaginați-vă săracul de el, o șterge de praf, îi cheamă pe prieteni să vadă ce mașină frumoasă, real, numai tragedia, că el nu poate să folosească de ea. Nu știe ce să facă cu ea. Dar vreau să vă spun ceva. Asta e religia. Noi avem Lamborghini-ul ăsta. Noi avem împărăția. Avem împărăția cerurilor. E a noastră toată. E a noastră. Și nu știm ce să facem cu ea. Nu știm cum să ne ducem acolo. Ce-i cu toate astea? În seara asta am venit la voi. Poziția mea în seara asta este de ambasador. Eu sunt ambasadorul acestei împărății. Și ca și ambasador, nu pot să vă spun opiniile mele, că nu au importanță și nici ale voastre. Opiniile noastre nu mai contează. Știți că un ambasador nu are voie să-și exprime opiniile când îi se cer părerile? El spune, guvernul țării mele spune cu tare lucru. El nu poate să spună părerea lui. Nici eu nu am să-mi spun părerile mele în seara aceasta, ci am să vă spun ce spune împăratul. Și noi în seara aceasta avem câteva titluri pe care trebuie să ni le însușim și să știm cum să ne raportăm la Dumnezeu. Pavel când scrie epistole, ce Pavel, rob al lui Iisus Hristos. Doamne, bine sună așa, și noi toți am vrea să-i ținem pe oamenii robi. Să ni se facă plecăciune și ei să fie acolo și noi să stăpânim peste ei. Am o surpriză pentru voi.
Dumnezeu când l-a făcut pe om să împărățească, nu i-a dat voie un singur lucru. A zis așa, să stăpâniți peste peștii mării, peste păsările cerului, pești, unii nu-s pescari, nu prea au pești, păsările cerului nu pot să le prindă și peste toate târătoarele care se mișcă pe pământ, astea nu mai știu exact pe unde sunt, că acum sunt blocuri multe, dacă mai găsesc ceva șobolani. Ok? Și atunci, ce ne mai rămâne de stăpânit? Fiecare ar vrea să stăpânească peste semenul lui. Observați? Să le spune la alții ce să facă și ce nu să facă. Să nu facă. Dar Dumnezeu nu i-a dat voie omului să stăpânească peste oamenii. Dacă nu mai putem stăpâni peste oameni, atunci peste ce ne mai rămâne să stăpânim? Avem o problemă, așa e? Și știți cu ce stăpânim? Prin religie. Ăsta e scopul religiilor. Ca să poată să stăpânească peste oameni. Am o surpriză în seara asta. Numai Iisus Hristos este stăpân. El este Domn și stăpân. Și pe tine te-a creat să stăpânești, nu să fii stăpânit. Se spune că cel mai sărac om de pe planetă este omul fără vis. Cel mai frustrat om de pe planetă este omul care are un vis, dar nu poate nici cum să și-l realizeze. Nu? În seara asta am vești bune. Dacă n-ai avut vise până seara asta, din seara asta te îndemn să visezi. Să visezi, dar să ai vise mari. Pentru că numai cât de mare ți visul, atât de mare este Dumnezeul tău. Și în seara asta, numai, din seara asta nu mai trebuie să fii frustrat, că Dumnezeu spune că El ne dă și voința și înfăptuirea. Dacă este un vis în inima ta, înseamnă că Dumnezeu l-a pus acolo. De unde știu? Că El te-a creat. Și visul acela care l-a pus în tine te conectează cu scopul pentru care ai fost creat. Există scop personal pentru care te-a creat Dumnezeu. Asta înseamnă că tu ești unic în univers. Nu mai este o dublură, un clown acolo. Ci ești unic în univers și când Dumnezeu lucra, s-a oprit. S-a oprit în dreptul tău și a spus, aici pentru problema asta care va trebui rezolvată, îl creez pe Ionică. Pentru cealaltă problemă, pe Petrică. Numai fiecare trebuie să descopere scopul pentru care Dumnezeu l-a creat. Și pentru lucrul acesta, Dumnezeu a stabilit o vreme, un timp. Un timp. Vedeți că Dumnezeu n-are început, Dumnezeu n-are sfârșit. La El tot timpul este prezent. Dar la noi există trecut, prezent și viitor. Însă la Dumnezeu nu există. Pe noi ne-a luat din eternitate, adică din El, că El e fără început, ne-a luat din eternitate, ne-a pus în timp, a stabilit o vreme ca noi să găsim scopul pentru care ne-a creat în timp. Și după ce se termină toate lucrurile, știi ce se întâmplă? Dispare timpul. Și spune că timpul nu va mai fi. Pentru că va fi un cer nou și un pământ nou peste care Dumnezeu vrea să stăpânim veșnic împreună cu El. Aleluia! Îți cunoști tu vremea. Deci trebuie să cunoști vremea. Asta este vremea ta. De unde știu? Pentru că ești aici în seara asta cu mine. Asta e vremea noastră. Slăviți să fie Domnul! Slăviți să fie Domnul! Diavolul a vrut să ne denatureze scopul lui Dumnezeu. Împărăția a fost inițiată, a fost denaturată, am așteptat 4.000 de ani, Iisus Hristos a venit, a restaurat împărăția, noi trebuie să o revendicăm împărăția și acum biserica trăiește în anticiparea revenirii Domnului Iisus Hristos, da? Când își va răpi biserica la cer. O să conectăm biserica de împărăție, că nu avem ce face cu împărăția fără biserică și nu înțelegem ce e cu biserica aici, fără împărăție. Ne trebuie amândouă să le echilibrăm. Deci împărăția trebuie, biserica trebuie să revendice împărăția. Aici aș vrea să mă conectez cu sărbătoarea asta de o săptămână a patimilor Domnului Iisus Hristos. Îl întreabă Pilat pe Iisus, ești împărat? Și el îi răspunde, da, sunt. Numai că împărăția mea o spus, nu a spus că nu-i aici, ci a spus, nu-i de aici.
Ci de unde? De la Tatăl, împărăția cerurilor. Vedeți, în Biblie veți găsi expresia împărăția lui Dumnezeu și împărăția cerurilor. Nu e unul așa aceeași. Sunt două lucruri diferite. Împărăția lui Dumnezeu se referă la orice loc unde Dumnezeu are controlul. Deci dacă tu ți-ai dat viața lui, ți-ai predat viața lui Iisus Hristos, din momentul acela Dumnezeu are control peste viața ta și acolo este împărăția lui Dumnezeu. De aceea spune, nu vă uitați după ea aici și acolo, că ea este unde? În voi. De împărăția lui Dumnezeu în voi. Dar când e vorba de împărăția cerurilor, n-ai cu totul altceva. Împărăția cerurilor este scopul lui Dumnezeu să colonizeze planeta asta cu cerul. Și m-am întrebat eu, de ce au așteptat Iisus 4.000 de ani să vină, să restaureze împărăția, să vă spun de ce. Daniel, când tălmăcește visul lui Nebucadnețar și acesta are un coșmar, nu mai știe exact ce-o visat, era gata să-i omoare pe toți înțelepții, vine Daniel, cere puțin timp să se roage, să postească cu frații lui și Dumnezeu îi dă revelația visului. El vede aceea statuie de aur, cu cap de aur, cu brațe și piept de argint, pântecele de aramă și picioarele parte din fier și parte de lut, amestecat cu lutul. Și spune că la un moment dat, o piatră s-a rostogolit din vârful unei munte, în vârful unei munte, fără ajutorul vreunei mâini. S-a rostogolit și a lovit în statuia aceea cu cap de aur, piept de argint, pântece de aramă și picioare de fier amestecat cu lucru, dar n-a lovit în cap statuia, ci a lovit-o la picioare, în picioare, adică Roma. Că cele patru materiale, aur, argint, aramă, fier amestecat cu lut, reprezentau cele patru imperii mondiale. Babilonul, Medo-Persia, Grecia și Roma. Și în timpul Imperiului Roman, pe vremea Imperiului Roman, piatra aceasta s-a rostogolit fără ajutorul vreunei mâini. Asta înseamnă că Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, s-a născut dintr-o fecioară. Asta îmi simbolizează. Deci nicio mână n-a lovit piatra sau s-o împingă cu buldozerul să vină la vale, ci fără ajutor omenesc. Cu alte cuvinte, Duhul Sfânt a umbrit-o pe Maria și Domnul Iisus Hristos s-a zămislit de la Duhul Sfânt. Acesta este miracolul, unicul miracol când fecioara va rămâne însărcinată. De ce? Pentru că împărăția a fost denaturată și trebuia Dumnezeu să restaureze împărăția. Spune, tu nu voiești jertfă, ci mi-ai pregătit ce? Un trup, un trup. I-a pregătit Dumnezeu lui Iisus Hristos un trup, pentru că Dumnezeu nu are trup. Ioan 4:24 spune că Dumnezeu este Duh. Și cine se închină lui, trebuie să se închină Duh și în adevăr. Dar pe planeta asta, nimeni nu poate să opereze fără un trup. De-a demonii, biserica are putere să scoată demonii din oameni. De ce? Că ei sunt ilegal în oameni. În seara asta o să știți că noi avem putere peste demoni. Și de ce? Pentru că ei sunt ilegal în oameni. În porci poate să intre, dar în oameni să iasă afară din ei. Da? Noi avem autoritate în numele lui Iisus Hristos să-i scoatem afară. Și o să vedeți de ce. Nimeni pe planeta asta nu poate să opereze fără costum de cosmonaut. Costumul de cosmonaut pe planetă e trupul acesta al nostru. Da? Și diavolul n-avea costum. Și atunci s-a dus și a împrumutat unul de la șarpe. S-a dus și a început prin șarpe să o amăgească pe Eva. Și a zis, gata, am terminat-o cu planul, cu scopul lui Dumnezeu. O să-l denaturez. Na, s-o creadă el. A avut Dumnezeu surpriză pentru el. Imediat în Genesa 3:15 spune, sămânța aceasta a femeii pe care tu ai ispitit-o, ea îți va zdrobi capul, iar tu îi vei zdrobi călcâiul. Numai că o trebuie să aștepte 4.000 de ani. Dumnezeu are tot timpul, lui nu-i trebuie timp, el are tot timpul. Și peste 4.000 de ani, parcă-l văd pe Dumnezeu cu Iisus Hristos, Tatăl și Duhul Sfânt la sfat. Aveau ședință și au spus, vrem să ne extindem împărăția asta noastră cerească, invizibilă, pe pământul acesta vizibil, dar la omul ăsta trebuie să-i facem un costum
care, ca să poată să facă lucrarea asta pe planetă. Și de aceea ne-a făcut un trup nouă. Și ne-l-a făcut după chipul și asemănarea lui Dumnezeu. Și am înțeles de unde a avut, care a fost modelul. Că nouă ne spune să nu ne facem chipuri cioplite, așa-i? Nici de sus, nici de pe pământ, nici de sub pământ. Și să nu ne închinăm lor. Și totul spune că ne-a făcut după chipul, tot înseamnă că a avut un chip undeva. El spune că-i Duh, dar a avut un chip. Parcă-i văd ce a spus. Omul ăsta pe care noi o să-l creăm, pentru că Dumnezeu este atotștiutor, da? Atotștiutor, Dumnezeu este atotputernic și Dumnezeu este omniprezent. Acestea sunt cele trei atribute ale lui Dumnezeu. Și în preștiința lui, Dumnezeu a știut că omul va cădea. Bineînțeles, a știut. Putea să-l nimicească pe diavol, dar nu l-a nimicit. Nu? A lăsat alte lucruri acolo. Dar l-a lăsat pe diavol. Știa toate aceste lucruri. Și a făcut un chip lui Iisus Hristos. A spus așa. Când omul acesta va păcătui și va urma tragedia aceasta a morții, ce o vom face? Iisus a spus, eu sunt voluntar, eu mă ocup de treaba asta. Și atunci Dumnezeu a continuat să lucreze, da? Să facă planul până la capăt. Și a pregătit lui Iisus Hristos un trup, după care l-a făcut pe Adam. După acel chip l-a făcut pe Adam, ca să poată să își facă lucrare pe planeta aceasta. I-a făcut costumul, dacă vreți, pe înțelesul nostru. Și peste 4.000 de ani a luat acel trup, după care l-a făcut chip, după care l-a făcut pe Adam, și Iisus Hristos l-a îmbrăcat și a venit. El n-a trebuit să împrumute trupul cuiva, ci a luat trupul acela original și a venit în lumea noastră. Și Isaia spune așa, căci un copil mi s-a născut. Dar fiul nu s-a născut, că n-are început și n-are sfârșit, că fiul e Dumnezeu din Dumnezeu adevărat. Aleluia! Da? La început era cuvântul și cuvântul era cu Dumnezeu și cuvântul era Dumnezeu și cuvântul s-a făcut trup, s-a locuit printre noi plin de har și de adevăr, slăvit să fie numele. Aleluia! Da? A luat acest trup pentru că trebuia să vină să rezolve o problemă pe planeta noastră. Eram despărțiți de Dumnezeu și noi avem un scop veșnic. Cineva trebuia de undeva să intervină, să se împlinească scopul lui Dumnezeu etern. Aleluia! Cine mai calificat putea să fie decât însuși Creatorul nostru, care și-a rezervat trupul și a venit și s-a născut? Și de data aceasta, de aceea demonii când l-au văzut, au spus, hei, vii înainte de vreme! Nu, nu, nu! Spune, lasă-ne să intrăm în porci. Au spus, puteți să intrați în ei, dar pe ăștia eliberați-i. N-aveți ce căuta în ei. Pentru că Iisus a zis, toată puterea mi-a fost dată sus în cer și jos pe pământ. Iisus Hristos are toată puterea. Se pare că Duhul Sfânt știe El ce să facă. E ca și cu programele noastre. Uneori ni le mă încurcă și la predicatori, uneori face El altceva. Am vrut să vă vorbesc altceva, dar se pare că Duhul Sfânt ne duce aici. Slăvit să fie Domnul! Iisus Hristos avea toată puterea în cer și pe pământ. S-a născut fără păcat și a trăit fără păcat. Și la 12 ani spune că părinții s-au pierdut de el, că mergeau spre casă de la templu. Și unde-i? Nu-i. S-a dus și l-a găsit unde? L-a găsit la el acasă. Și a spus, dar voi nu știți că eu trebuie să fiu în casa tatălui meu? De ce? Dar avea business. El se pregătea pentru business. A venit pentru un lucru aici pe planeta asta. Părinții lui au zis, ok, l-a luat și l-a dus și nu mai auzi despre Domnul Iisus Hristos până la vârsta de 30 de ani. Imaginați-vă Dumnezeu, Creatorul, printre muritori, 30 de ani și nici nu vorbește Biblia prea mult despre El. Noi am vrea să apărăm deja imediat cum așa vrem să fim sus pe tron. Nu! Nu! Dumnezeu a hotărât o vreme pentru orice lucru. Și orice lucru îl face frumos când? La vremea lui lucrul acesta. Vreau să spun ceva. Noi nu suntem în competiție cu nimeni. Cei din afară sunt în competiție, dar noi nu suntem în competiție. Noi numai ne completăm unii pe alții reciproc. Nu suntem în competiție și ca să faci, să ne completăm reciproc,
Este imposibil dacă nu ți-ai descoperit scopul de ce ai fost creat, dacă ești indisciplinat și dacă nu ești disponibil și trăiești o viață sfântă, atunci vei fi o piedică, un impediment. Este important să ne cunoaștem scopul, să ne disciplinăm viața potrivit scopului, să fim disponibili cu darul nostru și să trăim o viață sfântă. De ce? Pentru că spune cuvântul Domnului să nu datorați nimănui nimic decât să vă iubiți unii pe alții. Și dacă îți cunoști scopul, dacă ești disciplinat, dacă ești disponibil și ești sfânt, atunci poți să te dăruiești împreună cu darul tău. Asta este definiția dragostei autentice. Fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea că a făcut ce? Că a dat. A dat pe singurul Fiu. No, acum e vremea noastră să ne dăruim noi pe noi înșine. Dar nu fără scop. Dacă nu știi nici de unde vii, nici încotro te duci, nu prea ce să-mi dai. Tu trebuie să știi exact de unde vii, de ce ești aici, care e scopul tău și încotro te îndrepți ca să fii util. Altfel, ți-ai risipit viața până în prezent. De azi înainte să nu mai risipești. Da? Iisus Hristos, la vârsta de 30 de ani, a așteptat până la 30 de ani. Verișorul lui Ioan Botezătorul avea 30 de ani și 6 luni. Cum a împlinit Ioan 30 de ani? Pentru că în Israel, ca să fii rabin, să ai în fața poporului, să te asculte poporul, trebuia să ai vârsta de 30 de ani. Și Ioan, când a împlinit 30 de ani, s-a îmbrăcat cu haina lui, da? Păr de cămilă, s-a dus în pustiu și oamenii vineau la el și boteza spre pocăință, spre iertarea păcatelor. Da? Avea deja ucenici, avea școală biblică Ioan și Iisus Hristos o mai așteptat până a împlinit el 30 de ani. Și când a împlinit 30 de ani, nu s-a dus la Consiliul General, la Papă, la Ana și Caiafa. Nu s-a dus la ei, nu a spus, bă, faceți acum ședință, că vin. Eu vin cu toată puterea din cer și de pe pământ, băgați-mă în comitet. Să vedeți că eu schimb toate lucrurile. Da, de unde? S-au dus pe lângă ei. Și nu numai că s-au dus pe lângă ei, ci ăștia l-au dus la Pilat să-l judece. Și îl întreabă în Pilat, ești tu împărat, tu iudeilor? Dar cum să nu? Doar la celebrarea asta faimoasă, la Florii. Da, au spus că binecuvântat este cel ce vine în numele Domnului. Și imediat s-au întors în partea lasă și au spus, la moarte cu el, răstignește-l, că să face împărat. Nu, noi numai pe Cezar îl avem împărat, au spus. Și-au ratat unica lor ocazie. Ok? Și în momentul acela, de fapt, s-a întâmplat ceva unic. Zice, a venit la ai săi, dar ai săi nu l-au primit. Și pentru că nu l-au primit ei, tu și eu avem harul astăzi să fim primiți noi. Aleluia. Și pentru ei, ei stau la semafor de 2000 de ani, e roșu încă. Iar pentru noi e verde. Pentru că a vrut să ne mântuiască și pe noi. Și când va intra numărul de plin al neamurilor, va avea loc răpirea bisericii. Am luat-o puțin înainte, dar o să revin. Da? Și după aceea Domnul se mai ocupă de ei. Le mai dă și lor încă o săptămână de ani, adică 7 ani. Îi curăță ca să-i mântuiască. Spune, tu, femeie care ești părăsită de bărbatul tău, nu vei fi pentru totdeauna părăsit, îi spune lui Israel. Și Domnul te cheamă înapoi și pe tine ca să mântuiască, să intre și ei în împărăția milenară. Pentru că al șaselea punct în ce privește împărăția este împărăția va fi inaugurată literal pe pământul acesta timp de 1000 de ani. Când Iisus Hristos va fi în trupul acela slăvit, noi vom avea trupurile nemuritoare, casa lui Hristos, după înviere slăvite, și vom veni cu împăratul, împărații, noi vom fi împărații și împăratul nostru, vom veni împreună din Ierusalim și vom stăpâni peste tot pământul după ce leagă pe Satan 1000 de ani. Iar după aceea, domnie de 1000 de ani, îl va delega pe Satan pentru puțină vreme, vor învia morții cei nemântuiți, și toți acei căror nume nu se găsesc scris în cartea vieții, spune că vor fi aruncați în iazul de foc și va fi un cer nou și un pământ nou. L-am întrebat pe fratele Băbălaie, unde vom petrece veșnicia? Fratele mi-a dat un răspuns așa cu tâlc. Și-a spus că unde fiecare și-a căutat-o.
Da, dar atunci am zis, trebuie să te ajut, frate, că e prea generală. Răspuns mai specific. Ok. Așa este. Și atunci am întrebat dacă vom petrece o veșnicia în cer sau pe pământ. Și atunci fratele a spus că o să-mi spună după ce termin predica. Nu, acum va fi foarte ușor să răspund. Nu votăm. Dar am spus că eu nu-mi spun opiniile. Eu nu-mi spun aici părerile. Ferice de cei blânzi, că cei vor moșteni ce? Să-mi spuneți tare. Pământul, nu cerul. Ok, acolo ne-ar place nouă, cerul ne-ar place nouă să-l stăpânim, dar acolo n-aveți nicio șansă niciunul. Ăla numai Dumnezeul stăpânește. Nu? De unde știu? În Psalmul 115 cu versetul 16 spune că cerurile sunt ale Domnului. Dar ce le-a dat oamenilor? Ce le-a dat oamenilor? Pământul l-a dat fiilor oamenilor. Nu, nu, nu. Nu, acum, frate, atunci, cum e cu cerul ăsta? Că Iisus a zis, în casa tatălui meu, acolo cerul, sunt multe locașuri. Și unii cred că mai pun ferestre la palatul lor. A, nu vă faceți iluzii că n-aveți palat. Nici ferestre acolo. Dați banii la casa Domnului aici, că ferestrele alea nu trebuie să faceți probleme de ele, nici uși. Din aur. Nu, 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 nu. Vă spun ce spune cuvântul Domnului. Spune că Domnul a spus că se duce să ne pregătească nu locașuri. O spus că sunt locașuri, dar numai un loc îl pregătește. Da? Ca acolo unde este El, să fim și noi. Acum o întrebare. Unde este Iisus chiar acum? Unde-i? Ha? Vedeți? Un pic de problemă aici, o problemă teologică. Iisus este fizic, cum spunem noi, pentru că acum are un trup. De când l-a trupul ăla, nu l-a lăsat și nu mai lasă niciodată. Atât de important suntem în economia lui Dumnezeu, că de când Iisus Hristos s-a născut din fecioară și a luat trupul acela pe el, nu-l mai lasă niciodată, numai că e slăvit. Nu-l mai lasă. Dumnezeu nu are trup, dar Iisus are. I-a pregătit un trup, l-a luat și nu-l mai lasă. Nu-l mai lasă pentru tine să poată da mâna cu tine să te îmbrățișeze. Aleluia! Slăvit să fie Domnul! Da? Deci va fi, după domnia de 1000 de ani, va fi un pământ nou, spune cuvântul Domnului. Și Dumnezeu va veni să locuiască împreună cu oamenii. Dar unde va locui Dumnezeu? În locul ăla care l-a pregătit. Vedeți, la Noe, Dumnezeu avea de gând să nimicească lumea cu potop. Și eu zis unui om, fă o corabie ca să te salvezi tu și casa ta. Și 120 de ani ăsta săracul muncea la corabia asta. Încă nu plouase, dar el făcea corabie. Da? Ok, cine mai crede și în răpire? Eu cred. Nădăjduiesc că credeți și voi. Pentru că Domnul a făcut un legământ cu Noe și a pus un curcubeu acolo pe care acum ăștia lor hijacked, noi spunem, da? L-au furat și are altă conotație, da? Curcubeul, dar Dumnezeu foarte specific a pus curcubeul și a spus, no, ăsta e semnul că mă voi mai nimici încă o dată lumea asta. Dar de data asta o nimicesc cu foc. Și Petru spune că pământul acesta este păstrat pentru foc. Cerurile vor trece cu trosnet și pământul, spune, cu tot ce este pe el se va topi de marea căldura focului și va arde. No, fraților, din seara asta trebuie să vă gândiți bine că totul va arde. Dar unde om fi noi atunci dacă pământul cu tot arde? Hă, unde e corabia? Eu nu mai știu să fi spus la unul să mai fac o altă corabie sau un submarin, sau știu, Elon Musk, ar vrea eu să mergem pe Marte, dar nu cred că ăla-i planul lui Dumnezeu, că nu găsim în Biblie. Dar am găsit altceva în Biblie. Dumnezeu și pentru surpriza asta are soluția. Și spune că de data asta El nu o lasă la Noe, nu o lasă pe mâna noastră, zice, mă duc eu, zice, să vă pregătesc un loc, că acolo sunt eu, unde sunt eu, să fiți și voi. Știți unde e Iisus în seara asta? El este și în cer și este și în mine. Hristos în noi! Nădejdea slavei, slăviți să fie numele. Filip spune,
Doamne, arată-ne pe Tatăl și ne-i de ajuns. Băi, Filipe, băi, dar de câtă vreme sunt cu voi, zice, și nu pricepeți că Tatăl este în mine, eu sunt în Tatăl. Și Duhul Sfânt era fără măsură peste el. Acolo era Trinitatea Dumnezeirii, slăvit să fie Domnul, în Iisus Hristos. Haleluia! Iisus Hristos este aici! Haleluia! Că El e împăratul împăraților și Domnul Domnilor. Asta e ambasada cerului! Haleluia! Eu am venit în seara asta ca ambasador la ambasadă. Oriunde mă duc, la biserică, pe planetă, eu mă duc acasă, la ambasada cerului. Aleluia! Și tu trebuie să te comporți tot ca atare. Am spus că unii ar vrea să fie robi, da? Da, eu sunt rob al lui Hristos, numai nu rob din ăla cum credem noi. Că oamenii erau robi, că făceau gafe. Că făceau gafe și au ajuns robi. Ca și Adam, o gafat-o și au ajuns rob al diavolului prin păcat. Dar... după 6 ani, evreii care aveau robi, trebuia să îi libereze, să le dea drumul. Și care nu vroia să plece, știi ce făcea cu el? Îl lua și îl ducea la ușorul și îi găurea urechea. De-aia pe vremea aia erau oameni cu urechea găurită. Acum, urechea găurită înseamnă cu totul altceva. Dar atunci, dacă vedeai pe unul cu urechea găurită, știai despre el, mă, ăsta a fost rob, nu știu prin ce împrejurare a ajuns rob, dar ăsta își iubește stăpânul. S-a îndrăgostit de stăpânul și nu mai vrut să plece și de-aia are urechea găurită. Noi acum nouă nu ne-o străpuns urechea, nouă ne-o străpuns inima cu cuvântul lui și am devenit robi ai lui Iisus Hristos. Aleluia! Că atât de mult ne-a iubit că s-o da viața pentru noi și noi în schimb i-am dat-o pe noastră. Și așa ne-o străpuns inima cu cuvântul lui. Și am devenit din robi, am devenit fii ai lui Dumnezeu. Și suntem, dar lumea nu ne cunoaște. Ne-a dat dreptul tuturor celor ce cred în numele Lui, le-a dat dreptul să se facă copii ai lui Dumnezeu, slăviți să fie Domn. Eu sunt rob, dar sunt și fiu și Tatăl meu, împăratul împăraților și Domnul domnilor. Eu nu sunt numai fiu, eu și sunt cetățean al acestei împărății și cetățenimea este din cer, nimeni nu se poate atinge de ea. No, acum e o problemă. Ca și cetățean, dacă economia României se prăbușește, eu nu depind de prăbușirea economiei României. Eu locuiesc în America. Eu sunt cetățean american. Dar și America poate să falimenteze. Fiind vorba de ideea care vreau să o spun. Dacă planeta asta falimentează, eu nu depind de falimentul acestei planete, pentru că cetățenia mea e în cer. Nimeni nu se poate. Știți cine poate să pună în pericol statutul de cetățenie, drepturile, pentru că un cetățean are drepturi și privilegii. Who can jeopardize that? Care pune în pericol statutul acesta de cetățean? Este atitudinea mea. Dacă comiți o infracțiune în America, știi ce face? Primul lucru, îți ia pașaportul, îți revocă pașaportul, îți pierzi drepturile de cetățean și privilegiile. Nu, mulți pocăiți, ei sunt cetățeni, dar au pașapoartele suspendate. Și se roagă și spune, mă, dar nu s-a întâmplat nimic. Și aud pe frați cum se roagă, mereu îi ascult cum se roagă, ascultați cum se roagă. Doamne Dumnezeule, de atâta vreme ne rugăm pentru problema asta, Doamne, și nu se întâmplă nimic și eu stric, amin, Doamne, are dreptate. Da, dar eu știu de ce. De ce? Că Domnul nu ascultă pe păcătoși, așa scrie în Biblie. Păcatul întotdeauna, dintotdeauna și pentru totdeauna îl va desparte pe om de Dumnezeu. Noi am pierdut 3 lucruri, am pierdut. Noi am pierdut relația cu Dumnezeu, de a venit Iisus Hristos să ne o restaureze. Noi am pierdut Duhul Sfânt, mijlocul de comunicare cu cerul și am pierdut împărăția. Astea sunt 3 lucruri care le-am pierdut. Și Iisus Hristos a venit peste 4.000 de ani să ne restaureze relația cu cerul, să ne mântuiască. Asta noi o numim asta mântuire, da? Să ne mântuiască. Dar după ce ne-a mântuit, ne-a curățit trupul acesta și ne-a dat Duhul lui cel Sfânt. A pus Duhul Sfânt înapoi în noi ca să putem să menținem legătura cu cerul pentru că are scop. Scopul nu să ne ducă în rai. Dacă murim în Hristos, acolo mă ajunge. Spune foarte clar Biblia. Pentru că Iisus Hristos este la dreapta lui Dumnezeu și a pregătit pentru noi o cetate numită Nou Ierusalim de 1500 de mile cubice de aur curat.
Asta e cetatea care a pregătit-o Domnul Iisus în timpul în care va nimici planeta asta cu foc, da? Ca să fac un cer nou și un pământ nou și spune în Apocalipsa 21 că am văzut un cer nou și un pământ nou. Și cetatea aceasta de aur s-a coborât din cer pe pământ și Dumnezeu va locui cu oamenii. Observați? Așa stau lucrurile. Dar, dacă noi trăim în păcat, pașaportul nostru este suspendat. De aceea trebuie repede să rezolvi problema păcatului. Și păcatul îl rezolvi în două direcții. În relația cu Dumnezeu și în relația cu semenii. Noi păcătuim în relația cu semenii și în relația cu Dumnezeu. Pentru că spune, dacă știi că cineva are ceva împotriva ta, orice ar fi, lasă darul la altar, du-te-te în pac, rezolvezi problema cu semenul tău, pe urmă vino înaintea Domnului și Ioan cu 9 spune, dacă ne mărturisim păcatele, El este credincios și drept să ne ierte, să ne curățească de orice nelegiuire. Da? Biblia, am spus că este Constituția Împărăției Cerurilor. Asta e Biblia. Numai că Biblia e formată din două părți. Vechiul Testament, care este Constituția Împărăției, și Noul Testament, deci 39 de cărți, Vechiul Testament, și 27 este Noul Testament, 27 de cărți, și asta se numește Etica Împărăției, adică cum să trăiești în împărăție. Da? Noul Testament ne învață cum noi să trăim în împărăție. Și vă dau un exemplu. În Vechiul Testament zice așa, să nu prea curvești. Noul Testament, etica zice, dacă te-ai uitat numai la o femeie și ai poftit-o în inima ta, ai și prea curvit cu ea. Observați? Vechiul Testament, Constituția spune, să nu ucizi. Etica zice, dacă urăști pe aproapele tău, ești ucigaș. Observați? Deci o ridica standardul. Nu a scăzut. Iisus a zis, n-am venit să distrug legea, ci am venit să o împlinesc, că legea Domnului este desăvârșită, adică perfectă. Și ea are ca scop să învioreze, acolo traducerea e slabă, are ca scop să convertească sufletul. Adică îi spune sufletului, vezi că te duci în direcție greșită, întoarce-te. Da? În direcția potrivită. Deci în spatele meu este legea lui Dumnezeu, Constituția Împărăției și etica ei. Atâta timp cât eu stau cu spatele la ea, am din partea ei două binecuvântări. Am direcție, eu totdeauna știu pe unde trebuie să mă duc. Pe urmă, am și protecție din partea ei. Cât timp stau cu fața îndreptată spre Domnul. Dar când îi întorc spatele Domnului, cu ce mă confrunt? Mă confrunt cu Constituția și cu legea. Și legea asta fiind desăvârșită îmi spune, hei, tu nu trebuie să-ți îndrepți fața spre mine, că ești în pericol. Și atunci legea are o singură soluție pentru mine. Trebuie să mă disciplineze. Și nimeni nu vrea să fie disciplinat. Când înțelegem aceste principii și le aplicăm în viața noastră, fraților, știți care va fi diferența pentru mine când eu voi pleca de aici în prezența Domnului? Nimic nu s-a schimbat, decât trupul meu muritor va fi înghițit de nemurire. Eu sunt deja, eu trăiesc în prezența Domnului. Hristos este în mine, eu sunt în El. Rămâneți în mine și eu voi rămâne în voi. Dar cine crede așa ceva? Trebuie să credem ce scrie în cuvântul Domnului ca să beneficiem pe urma cuvântului lui Dumnezeu. Nu așa? Amin. Asta e cuvântul lui Dumnezeu. Iisus Hristos a spus, eu sunt împărat. Și pentru asta m-am născut, am venit să vă restaurez relația cu cerul, să vă dau înapoi Duhul Sfânt și o ținut promisiune, așa-i? La Rusalii ne-a dat Duhul Sfânt, da? Și ne-a pus pe toți împreună răscumpărații Domnului, ne-a pus într-un singur trup numită Biserica celor răscumpărați de Domnul. Fratele a menționat aici Matei 16 cu 18, când întreabă Domnul Iisus pe ucenici, cine zic oameni despre mine că sunt? Bă, că știa ei părerile lor. Dar nu asta l-a interesat. Acolo a început cu întrebarea. Păi, unii prorocul, alții Ilie, alții Ioan Botezător, alții prorocul Ilie, da. Și Iisus Hristos a zis, na, acum ok, dar voi ce părere aveți? Cine sunt eu? Și Petru repede răspunde, tu ești Hristosul. Și a zis, Petre, nu carnea și sângele ce a descoperit lucrul acesta, ci Tatăl care este în cer. Și a spus așa, pe această piatră, că eu sunt Hristosul, vedeți, copilul s-a născut, dar fiul nu s-a născut, fiul ni s-a dat. Fiul, numele copilului era Iisus.
Numele Fiului era Hristos, da? Și domnia spune că va fi pe umerii lui domnia, pe umerii lui Iisus Hristos. Pe această piatră, thank you, suntem în Duhul, chiar aveam nevoie de conexia asta. Pe această piatră voi ziti biserica mea și porțile locuinței morților. S-o creadă diavolul, ce-o zis, i-am terminat pe ăștia, plata păcatului moartea, i-am despărțit de Dumnezeu, da, dar nu știa că vine Dumnezeu din cer să ne salveze. Voi zidi biserica mea și vorba de noi, de familia regală, da, de împărați și domni. Și porțile locuinței morților nu vor biruina. Acum vreau să vă conectez cu împărăția. Ce legătură are asta cu faptul că Iisus Hristos îi răspunde lui Pilat, da, eu sunt împărat. Și spune Biblia că el nu este orice împărat, este împăratul împăraților și domnul domnilor. Vezi, nouă ne-a dat, noi suntem robi al lui Hristos, noi suntem fii ai lui Dumnezeu, noi suntem cetățeni ai împărăției, da? Noi suntem ambasadori împărăției, dar noi am fost creați să împărățim veșnic. Și în Geneza 1 cu 26 spune așa, să facem pe om după chipul nostru și asemănarea noastră și el să fie împărat, el să stăpânească peste toată creația. Acesta este scopul original al lui Dumnezeu. Dar de ce a făcut Iisus Hristos o șontimea biserică? M-am întrebat, de unde a născocit Domnul Iisus Hristos cuvântul ăsta, eclesia din greacă, biserica? Ce cu biserica asta? Vedeți, Israel trebuia să fie lumina pentru națiuni, să reprezinte împărăția cerurilor. Dar au falimentat. De data asta ce îmi place, că Iisus Hristos însuși spune că El e capul acestei eclesii, a bisericii. Nu a lăsat-o până mâna nimănui. Când a zis, îmi voi zidi, zice, voi zidi biserica mea. Nu a spus, vom zidi biserica noastră. Verbul nu e la plural aici, ci la singular. De ce a spus biserica mea? Că Doamne, mult ies. Pentecostală, baptistă, ortodoxă, iehovistă și nemit că sunt zeci de mii. Nimeni nu mai știe câte sunt. Și atunci Iisus a zis, ok, no problem, asta se va întâmpla. Nu, acum a zis, îmi dați și mie voie, vreau să-mi fac și eu biserica mea. Și când mă întreabă cineva, eu astăzi am venit aici, ca și ambasador al împărăției și eu fac parte din guvernul împărăției cerurilor, care este biserica lui Iisus Hristos. Acum, noi de multe ori vorbim și nu știm ce spunem, dar Iisus știe ce spunem. Da? Să vedeți de ce Iisus a folosit cuvântul acela, eclesia sau biserică. Pentru că Roma, Cezar, avea și el biserică. Vezi, grecii au inventat cuvântul eclesia, biserică, grecilor inventat. Dar romanii, când au cucerit Grecia, ei au adoptat filozofia greacă. Și Cezar, care era considerat zeu pentru popor, oamenii trebuia să se închine, da? Pretindea închinarea, el și-a făcut și el biserică și senatul Romei se numea Eclesia Romei. De aceea Pilat când îl întreabă, ești împărat? Da, eu sunt împărat și pentru asta m-am născut, că eu am o împărăție, numai nu-i de aici. Pentru pământul ăsta, veșnic, pe pământul veșnic, da? De-aia m-am născut. Și îmi trebuie și mie, senat, îmi trebuie și mie eclesia mea. Și așa Iisus Hristos a spus că își face biserica lui. Deci biserica lui Hristos este guvernul împărăției cerurilor pe pământ. Și are 7 ministere. Guvernul acesta are 7 ministere. Că știi, că nu știi dacă ești mântuit, tu în mod automat te-ai născut și ai fost creat să faci un parte dintr-un minister din cele 7 care se găsesc în Romani, capitolul 12. Timpul se duce și terminăm cu guvernul. Și o să fie ok. Da? Acolo sunt prorocii. Da? Sunt învățătorii, cei ce au dar de îmbărbătare, darul slujirii, darul cârmuirii, darul milosteniei și a dărniciei, dacă le-am spus pe toate 7. Deci fiecare din noi face parte dintr-un minister al acestui guvern al împărăției cerurilor. Tu ai fost creat cu un scop,
specific, precis, pe care trebuie să-l descoperi. Adică ce trebuie să descoperi? Ce ești tu ca și mădular în această eclesie care este trupul lui Iisus Hristos? Că 7 metafore care descriu profilul și funcția acestui guvern, și anume, trupul lui Hristos, mireasa lui Hristos, o familie, o preoție, un templu, o viță și o turmă. Toate aceste 7 metafore vorbesc despre guvernul împărăției cerurilor pe pământ, adică eclesia sau senatul împărăției cerurilor. Haleluia! Fraților, s-o creadă politicienii. Noi avem împărăție! Și spune că piatra aceasta în Daniel, când a lovit în picioarele de fier amestecat cu luptul, s-a dărâmat toate celelalte împărății și spune s-a făcut praf, dar piatra asta a crescut așa de mare că a acoperit tot pământul și ea nu va fi dată altui popor, ci va fi dată cui? Sfinților! Această împărăție este împărăția care a fost dată nouă să stăpânim pentru veci. Deci trebuie să-ți descoperi menirea ta ca și mădular în trup. Ok? Să te disciplinezi, da? Să fii disponibil cu darul tău. Când trupul e împreună, nu poți să fii în vacanță prea des. Mai rar. Da? Nu lăsăm mâinile sau picioarele prin baie sau în bucătărie. Toate trebuie să fie împreună, într-un singur trup. Pentru că Hristos este capul trupului. Observați? Trupul ăsta trebuie să fie complet, trebuie să fie viu, trebuie să aibă coordonare și Hristos e capul lui, trebuie să fie cooperare, armonie între mădulare, nu ne suntem în competiție, ci ne completăm unii pe alții, nevoie, eu am nevoie de voi și voi aveți nevoie de mine. În seara asta vă slujez eu cu darul meu, dar voi, imaginați-vă ce bine trebuie să meargă mie așa multă lume să-mi slujească mie. Aleluia! Observați? Asta e guvernul împărăției. Și atunci, fraților, atunci vom putea să spunem cu adevărat că Domnul este păstorul nostru. Nu vom duce din lipsă de nimic, El ne va paște în pășuni verzi, ne va duce la ape de odihnă, ne va înviura sufletul, ne va povătui pe cărări drepte din pricina numelui Său. Și chiar dacă ar fi să umblăm prin valea umbrei morții, nu ne temem de niciun rău, că stoiagul și nuia Lui ne va mângâia, ne va întinde masa în fața potrivnicilor noștri, ne va unge capul cu un de lemn și paharul nostru va fi plin încât va da peste el și fericirea și îndurarea ne vor însoți pentru vecii vecilor și vor locui cu Domnul în veci de veci. Amin.